Bună ziua, bună ziua! Astăzi vom face o salată. Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate cu usturoi. Astăzi vom face o salată cu orez negru. Așa, și vom avea nevoie de orez, circa 80 de grame, apă, aici am 500, jumătate de piept de pasăre fiert, ulei, de floarea soarelui, 2-3 linguri, 2-3 roșioare, un praf de sare, zeamă de la lămâie, o jumătate de avocado și ceapă verde. Vedeți? Sălățică de orez. Bună, bună, bună! Aceasta este salata de orez negru și orezul negru este un orez integral. Și este foarte bogat în minerale și fibre. Aceasta este rețeta. Cum am spus, o puteți servi și așa și o amestecați când vă așezați la masă sau o serviți direct salată, tot amestecat. Aici am condimentat și cu sare și cu lămâie și cu... Ingredientele sunt puține. Să știți că este foarte sănătoasă și foarte bună. Astăzi vom face o salată din orez negru. Vedeți? Orez negru. Mai întâi îl spălăm și apoi o să-l punem în apă și o să-l fierbem circa 40 de minute. Așa. De când punem apa. Deci când începe să fiarbă, 20 de minute, 25. Aici am jumătate de apă, 80 de orez. Aici am 100 de grame de piept fiert, 3 roșioare, 2-3 linguri de ulei de floarea soarelui, puțină sare, puțină zeamă de lămâie, o să-l stoarcem, așa, o jumătate de avocado și ceapă verde. Și punem pe foc orezul nostru cu apa și vom avea acest rezultat. Să punem pieptul și să-l tăiem bucățele. Așa, și tăiem așa bucățele. O jumătate de piept. Are circa 100 de grame. Și le punem pe toate peste orez. Acum voi lua pieptul și vom pune aici. Așa. Vom tăia și din ceapa noastră. Și acum ceapa o pune fiecare după gust. Eu am să pun o jumătate din ceapă. Eu tai așa mai mărunțel. Așa. Așa, și acum vom pune o parte din ceapă. Așa. O să luăm așa. Și o să punem așa aici. O parte din ceapă.
o salată care se face repede, repede și este foarte, foarte bună. Eu, cum v-am spus, în jur de 6-6 jumătate este ultima masă. Și în seara aceasta îmi fac și am aici o jumătate de avocado. Vom lua cu osul de aici din mijloc. Așa. Și acum vom tăia. Așa, cu bolețe. Și o vom scoate cu o lingură. Vedeți? Așa. Îl scoatem și îl așezăm așa aici peste salată. Așa, vedeți, am scos tot din și punem așa totul aici. Așa, acestea sunt ingredientele. Dacă dorim, putem pune și două, trei roșioare. Așa, le tăiem așa în patru. Durează mai mult cât fierbem orezul nostru negru. Așa. Și o să-l punem așa aici. Și acum am să dau fundul deoparte. Așa. Și o să stoarcem puțină zeamă de lămâie peste. Avem grijă la sâmburei. Așa. O să punem și puțin ulei. Și o să presurăm și puțină sare. O să presurăm și puțină sare, așa, peste. Amestecăm. Vedeți? Ia uitați ce bine arată. Și să știți că este foarte, foarte, foarte bună. Așa. Ia uitați, o puteți lăsa și așa. O să presurăm puțină sare peste ceapă, așa peste tot. Puțin ulei. Puteți pune și ulei de măsline dacă doriți. Și puțină zeamă de lămâie. Așa. Un sâmburel să luăm de aici. Oh. Și puteți servi salata și în această formă. Așa, descompusă sau așa, cum doriți.